Un al doilea argument se referă la faptul că în ultimii 20 de ani, adică din 1995, de la apariția legii educației și până în prezent, s-au produs în 20 de ani și câteva luni, s-au produs peste 8-9 modificări în documentele care reglementează formarea personalului didactic. Iar dacă iau din 2011, de când a apărut legea, și până în prezent, avem deja o mulțime de acte normative. În 6 ani, 6 modificări este prea mult. Este o adevărată teroare, presiune și legislativă și psihologică pe cei care realizează formarea personalului didactic. Rog să semnalăm prin Comisia de Specialitate a RACIS, autorii acestei intervenții, să încercăm să depășim acest moment, pentru că este o dovadă de lipsă de coerență în elaborare de politici educaționale, în adoptarea a măsurilor pentru îmbunătățirea lor.